Decembrie a fost neobișnuit în acel an. La început, a nins puternic timp de o săptămână întreagă. Un adevărat perete de zăpadă. Aceasta a blocat pentru o vreme drumul dintre orfelinat și lumea exterioară. Chiar și tot puternicul Dmitrievici, cu autobuzul său, nu ar fi putut depăși zăpezile care acopereau drumul de pământ. El nici nu a încercat. La un moment dat, peretele de zăpadă a devenit atât de dens încât nu se mai vedea nimic. În cele din urmă, zăpada a încetat și sub greutatea ei, brazii seculari s-au aplecat aproape până la pământ. Și atunci, Marta și celelalte fete și băieți, împreună cu administratorul și șoferul, mamele și educatoarele, au ieșit la luptă. Câteva zile la rând au lucrat cu lopeți, lopeți și furci. Locuitorii de la Ciocârlia au adunat munți uriași de zăpadă, pe care apoi cei mici s-au bucurat să se dea cu Sania. Dar abia ce s-a terminat această muncă grea, când a venit căldura și totul a început să se topească. Acum era dificil să ajungi de la dormitoarele la corpul de învățământ din cauza gheții. Mai aproape de sfârșitul lunii decembrie, norii s-au îngroșat din nou. Toți sperau ca acesta nou să fie zăpezi și frumos. Au împodobit bradul din curte, un brad imens și pufos. Au atârnat pe el jucării pe care le-au făcut singuri. Dmitrievici, de pe o scară înaltă, a reușit să instaleze pe vârf După ninsoare, după muncă împreună cu copiii, după împodobirea bradului, Marta a avut senzația că viața ei se va schimba în curând. În curând, ea va găsi în sfârșit casa pe care a visat-o mereu. Mătură mai bine, a cerut directorul, văzându o pe Marta, în vârstă de opt ani, cu o mătură. Marta nu auzise niciodată un cuvânt bun de la el. Directorul trebuia să fie adresat doar pe nume și prenume și cu maximă respect. El stabilea singur gradul de îndeplinire a cerințelor și rareori era mulțumit. Adevărat, el își exprima nemulțumirea doar prin cuvinte și folosea pedepse exclusiv umane. Metoda sa preferată de a influența copiii nedisciplinați era interzicerea accesului la gadgeturi, ceea ce însemna interzicerea utilizării telefoanelor și tabletelor. Directorul observase de mult timp că frica de a fi lipsit de acces la internet pentru generația tânără este foarte puternică. Într-o oarecare măsură, el însuși o împărtășea. Bine, Simion Simionovici, critica este înțeleasă, a răspuns Marta supusă. O să storc cărpa, acum o să mătur și o să lustruiesc." Ce lipsă de respect s-a indignat directorul și imediat, scăzând vocea, a adăugat, Te aștept seara la mine la lecția noastră, ai înțeles." Spuse acestea, el a plecat în biroul său. În ciuda caracterului respingător al lui Simion Simionovici, abordarea sa de educație merita respect. Dacă în alte orfelinate băieții și fetele nu făceau nimic singuri. Atunci la ciocârlia, din potrivă, de la o vârstă fragedă erau obișnuiți cu munca. Găteau, făceau curățenie, culegeau legume și fructe. Simion Simionovici spunea mereu, nu sunteți copii, sunteți adulți mici. Sarcina mea este să vă fac să nu vă pierdeți pe drumul spre bătrânețe. Să nu mai fiți o povară, să nu mai fiți paraziți. Numai în muncă și în dorința de a deveni mai buni, omul se întărește, ca un vastelut în cuptor. Chiar și în ciocărlia nu se putea face fără personal, așa că, pe lângă zece mame educatoare, erau două femei de serviciu, un administrator și un șofer. Profesorii care veneau nu se întârziau niciodată în sălile de clasă după ora 15. Copiii mai mari erau transportați la școala locală cu autobuzul de Dmitrievici. Marta nu putea aștepta să devină destul de mare și pentru asta. Îi plăceau călătoriile, directorul nu se sătura să sublinieze că, în afară de el, în orfelinat erau doar leneși și nesimțitori, paraziți și lenesi. Simion Simionovici era tutorele legal al fiecărui băiat și fată. Și numai el decide în mod oficial cine dintre ei ar putea avea șansa de a fi adoptat. Marta și-a dorit întotdeauna să-și găsească o familie din informațiile fragmentate pe care le știa de la educatori, știa că mama și tata ei au fost cu ea până când avea aproximativ doi ani. Ce s-a întâmplat apoi, nu i s-a spus. Simion Simionovici a explicat acest lucru prin grija pentru psihicul copilului. Ești încă prea mică să știi astfel de lucruri, spunea el de fiecare dată când fata începea această conversație. Când voi putea să aflu? Întreba Marta. În acele momente, lacrimile începeau să o sufoce din interior, dar ea se abținea. Curând, răspundea directorul. Curând, dar nu acum. Cel mai adesea, în familii adoptive plecau băieți și fete foarte mici. Aceștia apăreau pe tot parcursul anului, fără nicio regulă, dar erau întotdeauna câțiva. Potrivit planului ascuns al lui Simion Simionovici, în calitate de bonă, aceștia trebuiau să-și arate pe cei protejați de el. Martei și colegelor sale de clasă le-a fost dat, de asemenea, să aibă grijă de bebeluși, să-i hrănească și să le schimbe scutecele. În timp ce unii găseau această ocupație umilitoare, fetei îi plăcea să se joace cu copiii, să-i îmbrace și să-i hrănească, ca și cum s-ar distra cu o păpușă mare. Dar tocmai acești bebeluși nu rămâneau mult timp în orfelinat. Probabil că nici măcar nu aveau timp să înțeleagă ce li se întâmplase. Marta avea atâtea speranțe pentru decembrie, și asta și pentru că era timpul miracolelor. Nu degeaba îi se propunea constant să-și dorească ceva, să scrie o scrisoare moșului Crăciun, să ghicească în cafea. În general, dacă ceva se putea schimba în viața ei, atunci doar acum, de anul nou. Singurul moment în care orfelinatul părea destul de decent. La ei veneau voluntari și clovni, jucau jocuri de anul nou și jocuri, organizau concursuri, făceau spectacole cu săpun, îi învățau să deseneze. Desigur, toate acestea erau grozave, dar Marte îi dorea ceva complet diferit, să vină acasă, să se întindă în dormitor și să împodobească împreună cu părinții ei un brad mic. Prin urmare, în scrisoarea moșului Crăciun, în existența căruia ea nu se îndoia nicio secundă, fata, pentru încă o dată, Scria cu atenție: Dragă moșule, vreau mamă, tată și un frate. Post scriptum și un telefon nou, căci cel vechi a început să se descarce repede. La sfârșitul lunii decembrie, însoțit de un neașteptat viscol, au început vacanțele școlare, ceea ce înseamnă că timp de două săptămâni nu vor fi deloc cursuri. Profesorii se vor putea odihni de elevii neglijenți, la care se număra și Marta. Notele de la semestru nu erau prea mari, dar fata nu înțelegea de ce sunt necesare altele. Iată că va este agitația de dinainte de anul nou, o poveste cu totul diferită. Împreună cu clonii și voluntari, în orfelinatul Ciocârlia, vor începe să apară părinți adoptivi potențiali. Aceștia vor privi copiii, vor vorbi și vor juca cu ei, iar apoi își vor lua pe cei mai buni. Colega de clasă pe nume Eugenia folosea un alt cuvânt, prospectivi. Te vor lua sau imediat când ești cățel, spunea Eugenia, sau o vor lăsa să crească. De ce? Întreba Marta în acele momente. Eugenia, care avea deja aproape 10 ani, îi se părea ei incredibil de inteligentă și experimentată. Pentru că nici tu, nici eu nu suntem potriviți. Iar adulților le plac doar așa, ca să asculte, să nu-i supere și așa mai departe setul de cerințe pe care le impuneau părinții adoptivi potențialii, conform versiunii lui Eugenia, nu părea prea mare. Probabil că i-ar putea asculta pe părinții ei adoptivi și cu siguranță nu i-ar supăra. Marta nici măcar nu știa de ce nu manifestau aproape niciun interes față de ea. Mai degrabă, interesul a fost de când se știe. Cu ea s-au jucat cu plăcere unchiul și mătușa care vin la orfelinat. Mulți s-au interesat de hobby -urile studiile și alte lucruri ale ei. Dar în prezența oamenilor străini, ea se înroș și nu putea răspunde la nimic, doar ce mi-a și dădea din cap. Iar odată chiar a leșinat. Directorul, care nu se distingea niciodată prin tact, le-a spus oaspeților fără echivoc, nu vă faceți griji, ea este în urmă în dezvoltarea ei, dar noi o iubim oricum așa cum este. În timp ce ciocârlia se pregătea pentru sărbătorile de iarnă, Starea de spirit a proprietarei unui confortabil apartament din capitală era sumbră. În acel an, Lina a decis să nu pună brat, să nu scrie o scrisoare moșului Crăciun și nici măcar să nu aprindă televizorul. Bărbatul ei a înțeles-o. El însuși nu suporta acest sărbător, deși nu a intrat în detalii. Pățaniile Elenei continuau de mulți ani. Când s-a întors din călătoria ei în jurul lumii, care a durat un an, a aflat cu groază că Olga, sora ei mai mare, a murit. Nimeni nu a sunat-o și nu i-a spus vestea tristă. Nimeni nu a vrut să o implice în detalii. A trebuit să afle totul pe bucăți la poliție și la procuratură. În ultima vreme, nu au fost prea apropiate. Perspectivele lor asupra vieții erau la 180 de grade una de cealaltă. Dar era ceva care le putea uni, deoarece sora ei avea o fică, Mirta. În timpul vieții sale, Olga nu știa de ce nu-i permitea Elenei să petreacă timp cu copilul ei. Ea a anulat vizitele sub diverse pretexte, chiar și atunci când bebelușul nu se simțea bine, a refuzat ajutorul, dar cel puțin a sunat uneori și a trimis fotografii. Ele nu aveau pe nimeni în afară de Olga, nici rude apropiate, nici rude îndepărtate, dar aveau prieteni comuni. Cei care au încercat să intre în contact cu fata nu au reușit. Au crezut că pur și simplu nu-i pasă de viața și moartea surorii sale. Motivul tăcerii a fost unul banal, fata se afla în munții izolați, fără nicio legătură cu lumea exterioară. Deși un sentiment de neliniște nu a părăsit-o în acele zile. Acum Lina se învinovătea că a plecat într-o călătorie atât de lungă de autocunoaștere, iar ca rezultat a pierdut-o pe mirta noaptea își imagina că fetița stătea lângă ea în și îi spunea ceva în limba ei copilărească. Când fata s-a întors în țara ei natală și s-a recuperat de primul șoc, ea a început imediat să-și caute nepoata. Dar din motive ciudate, nimeni nu a putut să o găsească. La început, au refuzat să-i furnizeze informații, invocând datele cu caracter personal. Aveți nume de familie diferite, a spus o funcționară. La un interviu personal, există vreo documentație, copii după documentele suroritale? Nu, a răspuns Lina. Un an întreg a durat pentru a confirma rudenia Colga. Ele aveau o mamă comună, dar tați diferiți și, în consecință, nume de familie diferite. Apoi au început călătoriile nesfârșite prin cercurile iadului birocratic. Lina, artistă și designer, nu putea să stăpânească acest limbaj ciudat în care trebuia să vorbească cu funcționarii, iar aceștia nu se grăbeau să facă un pas spre ea și să o ajute în durerea ei. Unde ați fost un an întreg după moartea surorii dumneavoastră? a întrebat cu furie o femeie din cadrul Direcției Educației. De ce nu ați venit imediat? Nu eram în țară, a răspuns Lina. Iată, vezi, a strigat funcționara, așa vă trebuie, poate veți dori să plecați din nou din țară pentru un an. Trebuie să o găsiți, a șoptit Lina. În fața unei astfel de presiuni, ea se simțea imediat timidă, nu putea pur și simplu să dispară fără urmă. În țara noastră sunt 400 de mii de orfani, a continuat să o acuze femeia. Trebuie să verific fiecare, Apoi au venit în mod consecutiv două respingeri, fetița cu datele Mirta nu este înregistrată în sistemul de evidență a orfanilor. Ce înseamnă asta? Orice a pierdut-o, a greșit, a ascuns-o, a adoptat-o, informațiile sunt confidențiale și nu pot fi divulgate. Fiecare eșec o făcea pe Lina să se simtă dezamăgită și să plângă. Oare fata a fost cu adevărat adoptată, i s-a dat un nume și un nume de familie nou? Oare nu va putea chiar să o țină de mână și să o învețe ceva important? Acum copilul ar trebui să aibă deja opt ani. Ultima încercare de a-și găsi poate a, a făcut-o cu doi ani în urmă. După aceea, Lina nu mai simțea puterea de a continua căutările, dar recent în viața ei a apărut un bărbat. Cel mai romantic profesionist de pe pământ, un detectiv privat. El a susținut-o în dorința ei de a nu crea o atmosferă de Crăciun, dar a pus un cadou sub brat. Iubito, a spus el cu un zâmbet. Am făcut tot ce se poate și nu se poate, și la naiba, a apărut un fel de lumină la capătul tunelului. S-a dovedit că Igor nu doar că asculta povestea ei nesfârșită despre pierderea nepoatei sale, dar colecta constant informații pe bucăți. În câteva luni, folosind tehnici permise și nepermise, a făcut ceea ce i-a luat ani, a găsit urmele nepoatei sale. Există, știi, un orfelinat destul de ciudat, a spus Igor, de tip experimental sau ceva de genul ăsta. Ți-l imaginezi, acolo aproape că nu există personal. Iar nepoata mea este acolo? a întrebat Lina cu speranță. Nu vreau să construiești castele în aer, a recunoscut el sincer. Uite, cum vezi, aici este o listă completă a copiilor. Dacă cineva află, plângea licența mea, așa că nu spune nimănui. Mirta nu este, dar există Marta Linsky. Poate e coincidență. Există doar un singur mod de a verifica, a spus Igor. Trebuie să intrăm cumva acolo și să aflăm totul. La urma urmei, ești rudă apropiată, ar trebui să ți o dea. Oh, iubit, dacă ar fi totul atât de simplu. La ei este ziua porților deschise săptămâna viitoare," a spus gânditor detectivul privat. Desigur, e destul de departe, dar dacă plecăm chiar acum, vom avea timp." Nu știu dacă sunt pregătită," a șoptit Lina. Poate că nu va funcționa din nou, poate că voi fi din nou dezamăgită." Dacă i s-ar fi întrebat pe Vasilevna cum îi spune bunica, ea s-ar fi gândit cel puțin cinci minute într-adevăr, la vârsta ei de 70 de ani, femeia de serviciu a orfelinatului, Ciocârlia, era plină de energie, deși uneori uita numele. Glumă. Sub conducerea ei se aflau câțiva zeci de copii. Adevărul este că nu trebuia să-i adune în rânduri sau să-i învețe nimic. Era suficient să-și facă treaba de curățenie. Un meșteșuc simplu, dar foarte solicitat. Vasilievnei îi părea că copiii o iubesc de fapt, băieții și fetele erau și ei duri. În spatele ei, ei o numeau pe Vasilevna cu un nume amuzant, olandezul zburător. Cei mai nepoliticoși glumeau că bătrânei femei de serviciu îi se numărau deja absentele pe cimitir. Dar ea nu știa, nu auzi sau nu observa nimic din toate acestea, așa că avea o părere excelentă despre copiii ei. Singurul care o deranja foarte mult era directorul, Simion Simionovici. Glumă, un om de 35 de ani, fără familie și copii. Un carierist, un bărbat pasionat de munca lui. El petrecea zi și noapte la orfelinat, dar copiii nu auzeau de la el un cuvânt bun. El se enerva adesea și țipa la ei, crezând că această metodă de a transmite informații este cea mai eficientă. De curând, Vasilievna a fost din nou martoră neintenționată la o astfel de educație. Dacă vei continua să te comporți așa, vei ajunge imediat în colonie pentru minori, îi reproșa directorul unui băiețel. Toată crima lui era că se strecurase în bucătărie târziu în noapte și furase o prăjitură, dar a fost văzut și prins de administrator. Iartă-mă, plângea copilul. Pur și simplu mi-era foame, nu puteam rezista. Cum mă numești, ticălosule? A continuat directorul Dimineața vei avea un mic dejun delicios. Iar seara, o cină excelentă. Știi că supraalimentarea este un păcat. Te lipsesc de gadgeturi timp de o lună, ai înțeles. Spunei totul mamei tale, educatoarei, iar eu voi controla ca ea să ia măsuri. Și vom analiza încălcarea ta în Consiliu. Vasilievna nu putea înțelege acest ciudat interdicție de a păstra dulciurile în camerele copiilor. Băiatul ei, care deja terminase de mult de școală, nu putea trăi nici o zi fără marmeladă, pastile sau jeleu și nimic, a crescut un om normal, nu a ajuns în nicio închisoare. Adevărul este că nu a renunțat la obiceiurile sale copilărești până acum. Mereu poftește ceva dulce. Vasilievna A strigat directorul, deși încerca să-și controleze vocea, adresându-se bătrânei. Mai atent, mai atent, am găsit praf ieri. Da, a răspuns bunica. Cum doriți, Simion Simionovici? Ești un om de aur. Te laud pentru respect, a răspuns directorul. Dar îți cer să-ți îndeplinești îndatoririle. Tot ce făcea femeia de serviciu bătrână cu propriile sale forțe era să spele podelele la etajul 2, în aripa în care se aflau holul comun și birourile directorului, iar el ocupa două, într-unul dormea, în celălalt lucra. Când Vasilievna intra în interiorul camerei de zi, nu-și putea crede ochilor. Oare salariul lui Simion Simionovici îi permite o asemenea lux? Se întreba ea. Însuși dormitoarele erau mai potrivite pentru o pensiune decât pentru un orfelinat. În primul rând, camera era cu adevărat mare. În al doilea rând, în timpul renovării și creării confortului, banii nu au fost cruțați sau numărați pictură decorativă pe pereți, stucco, aer condiționat și alte atribute ale unei vieți de succes. Pentru a deschide sau închide fereastra, se presupunea că nu trebuie să trageți de mâner, ci să apăsați butoanele telecomenzii. Dacă Vasilievna nu ar fi fost pe postul de femeie de serviciu la orfelinat, nu ar fi aflat că există o astfel de minune a tehnicii. În colț stătea un pat, dar ce fel? cu telecomandă pe fir, care permite reglarea stării de moale și efectuarea mai multor tipuri de masaj. Pat din piele cu suprafață perfectă, mașină de cafea scumpă, ceasuri de mână de lux, telescop, laptop uriaș, căști ca din paginile unui revistă din viitor. Și o cabină de duș care amintea de o capsulă de salvare a unei nave spațiale, atât de multe butoane avea, și toate acestea trebuiau șterse și curățate cu diferite ștergare și produse să nu-i dai Domnului să le încurce. Vasilievna, pe tine te bazez, se adresa familiar directorul ei. Nimeni nu poate fi încredințat, doar tu. Ești un om de aur, răspundea femeia de serviciu. O să fac tot ce-mi stă în putință, nu vă îndoiți. Simion Simionovici era un perfecționist, dar ura praful și murdăria. La vederea doar unei puncte, putea intra în furie iar când a izbucnit epidemia de coronavirus, directorul a înnebunit cu totul din cauza precauțiilor. Un an întreg nu a lăsat nici voluntari, nici adoptatori. Poate că avea dreptate într-o oarecare măsură. Vasilievna însă și s-a îmbolnăvit atât de grav, încât abia nu și-a dat sufletul. După o lună de absență, ea s-a întors în orfelinat și a fost uimită. Ambele birouri ale directorului își păstrau curățenia primordială te rog, Vasilievna, să cerca nimeni, nimeni și niciodată să nu îndrăznească să intre în dormitorul meu, îi cerea el. Răspunzi cu capul tău. Dar cine ar intra omul nostru de aur? Întreba femeia de serviciu. Cum cine? Se mira directorul. Copiii ei vor intra aici și vor distruge totul, sigur. Așa a trăit Vasilievna, nici bine, nici rău, fără să-și amintească de numele ei. În sat nu era altă slujbă, așa că nu avea de ales. Ciocărlia își făcuse cuibul la 10 kilometri de oraș, în apropierea pădurii și a satului ei natal. Și chiar dacă nu îi plăteau atât de mult, ea totuși iubea orfelinatul și plângea când se uita la copiii rămași fără părinți. Dacă aș putea, gândea femeia de serviciu, dacă aș putea, i-aș lua pe toți la mine, deși aici e și bine, dar în casa mea e mai bine. Apoi Vasilievna și amintea că avea 70 de ani și se liniștea imediat, își umplea găleata cu apă, lua măturică, ci mop, nu cu ștergătoare, ci cu cărpă de microfibră și mergea să curețe etajul 2. Dar într-o zi, trecând pe lângă biroul directorului, seara, i-a auzit ceva care i-a tăiat respirația și i-a făcut fața să palidă. Nimic nu-i de mirare că Simion Simionovici este un om de aur, gândi femeia de serviciu, îngheț cu inima. Marta știa să păstreze secretele. În orfelinatul lor, dacă spuneai ceva intim, imediat te lua un râs. Copiii nu înțelegeau nuanțele: ei fie te iubesc din tot sufletul, fie te urăsc din tot sufletul. De aceea, nu avea prieteni apropiați. Dacă îi spuneai cuiva un secret, a doua zi îl știa tot orfelinatul. Știi ce mi-a spus Eugenia? Spuneai odată. Că mă privește Ilia Vasiliev și zâmbește. Iată cât de vicleană a zâmbit colegă, a spus cu răutate Eugenia. Chiar așa, direct, a privit. A doua zi, tot orfelinatul îi numea pe Marta și Ilia mire și mireasă. Marta era gata să se prăbușească de rușine, iar Eugenia doar își făcea ochi dulci și jura că nu a discutat această temă cu nimeni. După ce s-au repetat câteva astfel de povești, Marta a înțeles că nu trebuie să ai încredere în nimeni. Zvonurile erau ca niște gene care au intrat în ochi. Se poate trăi cu ele, dar e neplăcut. Cu un an în urmă, Marta avea și ea un secret. Ce avea de-a face cu Simion Simionovici? Directorul o invita în biroul său, dar nu în cel unde putea intra orice copil. Martei se deschide accesul la Sfânta Sfintelor, dormitorul directorului. Ca și Vasilievna, ea a fost uimită de frumusețea acestui spațiu. În mod oficial, vizitele ei la Simion Simionovici erau numite activități de autocunoaștere. Totul începea cu faptul că directorul îi reproșa Martei care are un deficit de dezvoltare. Și o spunea atât de des și de convingător, încât fata începea să creadă în asta. Notele tale la matematică, enumera el. 3 la geografie. Marta nu avea nici cea mai mică idee ce înseamnă pantaloni. Cursurile cu directorul, oricum, erau la fel de ciudate ca și acel cuvânt misterios. El îi putea arăta niște videoclipuri pe laptopul său uriaș, îi putea lăsa să privească luna și stelele prin telescop și îi putea spune tot felul de povești. Deci, Marta era o fetiță foarte mică. Ea înțelegea că ceva nu era în regulă. Dar cu cine să discute despre metodele pedagogice ciudate ale directorului la viața Ciocârliei? El era cel mai important om din instituție, iar ea nici nu se gândea că ar putea să-l denunțe cuiva și să-și dezvăluie secretul. Simion Simionovici, a întrebat ea, luând curaj, la Julia Ivanova, săptămâna trecută, rudele ei s-au găsit foarte departe, nu-i așa? Și unde? a întrebat directorul cu răutate. În acel cum îl cheamă Volgograd sau Volgodonsk sau Volokheolamsk. I-am spus să învețe geografia, a început să o certe Simion Simionovici. Învață geografia, matematica, fără ele în viață nu vei obține nimic, iar tu te vei alege, știi unde. Bine, dar mai departe ați permis-o să-și caute rudele, a explicat Marta, lăsându-și capul în jos. Și dacă și eu am undeva rude? Nu, a tăiat o directorul. Ești orfană, singură ca vântul pe câmp, singură ca o stea pe cer. Poate că stelele din sistemul vecin sunt situate aproape, dar de fapt sunt separate de ani lumină. Și pentru a ajunge la cea mai apropiată, nu va fi suficientă o viață. Dar dacă o caut, a continuat Marta, care deja nu era atât de sigură. O risipă de timp, a strigat directorul toată lumea, vino aici, să începem cursul. Fetița se înroșea imediat. În orfelinat, ea avea multe materii școlare. Simion Simionovici îi trata pe copii ca pe adulți, repetând constant acest lucru. Și pe lângă matematica, limba română, geografia și alte materii, ei aveau și discipline foarte interesante, cum ar fi drepturile copilului sau conflictele, unde îi învățau să înțeleagă cauzele certurilor dintre copii sau design unde o femeie în vârstă îi învăța să coasă fuste, mănuși și șorțuri. S-au gătit. Acolo, Marta presa cucheuri cu o formă și învăța să gătească salate. Dar ea nu văzuse niciodată o educație atât de ciudată și bănuia că ceva nu era în regulă. Simion Simionovici îi dădea o pastilă care părea să o îndepărteze de lume, o așeza lângă el și spunea, Marta repeta după director, repeta după director. Cererea lui de a păstra secretul întâlnirilor lor era ceva ce i-ar fi respectat și singură, și chiar dacă ar fi vrut să spună cuiva, cine i-ar fi crezut? De aceea i a repeta cuvintele ciudate ale directorului, deși se făcea greu și amar pe suflet. Pe măsură ce se apropia Crăciunul, în orfelinat au început să apară vizitatori. Sponsori, voluntari, funcționari și părinți potențiali. Toți îi întâmpina Simion Simionovici și era ca și cum ar fi fost înlocuit de o altă persoană. În astfel de zile, directorul era atent, politicos, foarte tactil și respectuos. Marta adora această perioadă, pentru că în orfelinatul lor apăreau noi fețe, iar ei îi lipseau atât de mult. Fata își dorea ca oaspeții să emane bucurie și veselie, pentru că erau și unii care plângeau, îmbrățișând copiii, sufocându-se în lacrimi. Nu era nimic plăcut dacă un străin plângea în puloverul tău, ba chiar și mai tare, de parcă te-ar vrea să te sufoci. După sponsori, voluntari și funcționari, veneau părinții potențialii. Se uitau la copii, încercând să-și găsească pe cel potrivit, roșind și stânjeniți. Vitorii părinți erau mereu timizi și nesiguri, unii dintre ei fiind literalmente conduși de mână de Simion Simionovici. Alții se temeau de copii ca de foc, iar alții încercau să vorbească cu ei ca cu niște câini și se mirau sincer dacă un copil de 34 de ani putea răspunde cu sens la întrebări care păreau complicate. Într-o zi, Marta a auzit întâmplător o conversație între un bărbat distins, îmbrăcat într-un costum elegant, și soția sa, cu fața împodobită cu fart de obraz. Uite pe acela, uite-te, a spus capul familiei, arătând discret spre Iacov, nu seamănă cu mine, nu-i așa? Dar noi am vrut întotdeauna o fată, a obiectat soția, umflându-și buzele. Uită-te mai bine la acea frumusețe, a spus soțul, cu un șoptit atât de tare încât jumătate din orfelinat a putut să-l audă. Iată, cu permisiunea dumneavoastră, această frumusețe, a zis domnul, a spus soția, domnule director a spus că are un comportament deviant. În niciun caz nu avem nevoie de infractori în familie. Marta nu avea nicio idee ce înseamnă comportament deviant, dar era dispusă să creadă că directorul ar putea spune orice oroare, doar ca să nu ia din orfelinat pe copiii specifici. Desigur, din cauza vârstei, Marta nu putea înțelege multe, de exemplu, de ce directorul se desparte atât de ușor de unii copii, pe alții chiar încearcă să-i placeze, iar pe alții îi ține la el. Trebuie să fi fost o logică în asta, dar ea nu o putea înțelege. Cu toate acestea, nu i se putea nega bărbatului abilitățile pedagogice. În acea iarnă zăpadoasă, Simion Simionovici a decis să-și pună în valoare talentul de regizor și să pună în scenă o piesă adevărată, Scufița Roșie. Pentru Marta nu a fost găsit un rol, așa că ea a stat în sala de spectacol. Această încăpere mare, cu o sută de scaune confortabile și o scenă fermecătoare, era încă o realizare a directorului. Deci fetiței a fost dat să vadă repetiția generală. Spectacolul propriu zis a fost superb. Acum i-a visat că într-o zi va juca și ea rolul scufiței roșii. Rolul îi plăcea foarte mult. În special interpretarea fetei care stătea lângă Marta în sala de spectacol. Lângă Marta în sala de spectacol s-au așezat exact aceiași bărbat și femeie care discutaseră critic despre orfani cu câteva minute mai devreme. O, aș lua-o pe mine pe caia, exclamă femeia. Ce actor! Ferește-te de Dumnezeu, dragă! Îi șopti bărbatul. Soțului meu îi sunt deja zece ani. Dacă să luăm un copil, atunci cel mai mic, ca să nu afle niciodată că e adoptat. Din toate părțile se auzi un țipăt de indignare. Marta era gata să se alăture vocilor nemulțumiților, dar chiar cu o zi înainte, Simion Simionovici o ținuse la unul dintre cursurile sale ciudate, iar acum fetița nu putea să se concentreze pe nimic. Unii îi adresau întrebări, încercau să se cunoască, dar ea nu putea să răspundă la nimic, se plimba și asculta, parcă în vis sau în ceață. Cu toate acestea, unii oaspeți puteau fi încăpățânați. După spectacol, o femeie frumoasă cu părul alb și ochii albaștri s-a apropiat de ea, era însoțită de un bărbat pe care Marta l-a numit în capul ei de copil cardian. El se uita mereu în jur, ajustându-și continuu sacoul. Te cheamă Marta, nu-i așa? A întrebat femeia cu un zâmbet, așezându-se. Fetița a dat din cap. Mă numesc Lina, noi cu iubitul meu am privit copiii și te-am văzut, ești atât de minunată, vrei să bem ceai cu noi și să vorbim. Marta a vrut să răspundă, da, am așteptat mereu ca cineva dintre oaspeți să mă ia de mână și să mă ducă în bufet. Am vorbit despre orice, iar apoi am devenit mamă și fică și am plecat de aici departe, departe, cât vede ochiul, dar limba i s-a lipit de cer și a refuzat să-i țină piept. Prin urmare, în loc de un răspuns cu sens, i-a deschis și închis doar gura, ca o pește. Deci despre ce ceai? A întrebat femeia speriată. Tu bei ceai, dragă. Marta a continuat să tacă ca o pește, deschizând gura. Deodată, din senin, a apărut Simion Simionovici cu zâmbetul său caracteristic, pe care îl oferea întotdeauna oaspeților. El s-a apropiat de femeia frumoasă și a șoptit ceva la ureche. Dar spre deosebire de ceilalți adulți, ea nu a clătinat din cap și nu s-a îndepărtat de Marta, ci a reacționat destul de dur îmi apreciez implicarea, a spus ea. Dar vreau să vorbesc cu Marta și o să vorbesc. Igor adune două căni de ceai, una mare și două mai mici. Gardiantul a privit directorul cu un aer înghețat, care l-a făcut pe acesta să înghită în sec. Jocul de priviri, așa cum l-a numit Marta pentru sine, a durat cel puțin 5 secunde, dar Simion Simionovici a pierdut, a clipit, apoi și-a revenit și-a pus zâmbetul său caracteristic, ca un papion, și-a rostit cu un ton cel mai moralizator. E bine că ai capul pe umeri, a spus el. Dar nu uita cine e șeful aici. Data viitoare, pe astfel de oaspeți agresivi s-ar putea să nu-i mai las pe pragul casei noastre glorioase. Cu aceste cuvinte, el s-a îndepărtat, lăsând-o pe Marta, care era puțin speriată de situație. Femeia a revenit la vorbă. Fetița a realizat dintr-o dată că vrea să fie la fel ca această femeie frumoasă când va crește, să-i răspundă directorului cu mândrie și curaj la toate cerințele sale și să nu șoptească la ureche, ci să vorbească cu voce tare, ca să audă toată lumea. Ea a înghițit în sec, s-a uitat la necunoscuta doamnă și a rostit în șoaptă, Marta, mă cheamă Marta, îmi place ceaiul verde. Ei bine, Igor a plecat deja, dacă va aduce negru, îi voi spune să-l schimbe. Negru e bine și el, bea orice, doar să fie cu zahăr. Marta a zâmbit larg. În acea zâmbire era ceva cald și familiar. La tine probabil că te țin în negru, dar nu te teme, nu te voi mușca, vom vorbi pur și simplu, vom juca puțin, ce jocuri îți plac, dragă. De fiecare dată când invazia oaspeților se încheia, Simion Simionovici simțea o goliciune interioară. Pe de o parte, era flatant că orfelinatul său de o sută de copii era cel mai bun, dacă nu în întreaga lume, atunci în țară cu siguranță. De aici, băieții și fetele lipsite de adăpost ieșiseră pregătite pentru viață. Dacă nu în totalitate, atunci în multe privințe. Care este principalul dezavantaj al orfelinatelor? Întreba Simion Simionovici publicul la conferințe și seminarii, vorbind despre meritele odraslei sale. Acolo nu învață nimic, îngrijitorii gătesc, curăță, spală și calcă hainele, rezolvă problemele casnice. Drept urmare, obținem nu un adult, ci un copil mare. Ce gând profund! Exclama cineva din public. Directorul dădea din cap, îi plăcea când cuvintele sale erau primite cu entuziasm de public. Simion Simionovici cunoștea problema din interior, pentru că el însuși crescuse într-un orfelinat. Anii de viață pe care nu i-ar fi refuzat să-i șteargă din memorie îl urmau pe urme. Mâncarea oribilă, paturile dure, violența, toate era un exces. A devenit puternic, ca o coajă de pâine și la fel de cinic. Și în același timp și-a propus să facă un alt orfelinat, unde totul ar fi fost diferit. La urma urmei, spre deosebire de majoritatea colegilor săi, el nu a început să bea, nu a ajuns la închisoare și nu s-a transformat în cerșetor. Simion își amintea încă cum, în calitate de profesor debutant, prezenta cu emoție proiectul său unei mari comisii. Orfelinatul pe care îl văd, spunea el atunci. Nu este deloc un orfelinat. Este pur și simplu un cămin, un loc unde cei mai mari au grijă de cei mai mici, unde copiii își cătesc, curăță, spală și învață. După un astfel de cămin, sunt convins că fiecare va găsi o familie. Și de unde vei lua banii? A întrebat cu dispreț un anumit șef, fără a se deranja să treacă la dumneavoastră. Simion nu suporta lipsa de respect față de persoana sa încă din tinerețe, dar atunci a fost încă nevoit să treacă cu vedere astfel de atacuri. Am o idee, a șoptit el în acea zi, dar nu știu cum să mă apropii, ca să nu par lipsit de tact. Tocmai acest său spirit de luptă l-a atras pe un alt funcționar, care, la un an după aceea, a dat un dăver de proiectului riscant și nu a regretat niciodată alegerea sa. Șoara neagră a devenit un proiect emblematic, pe care de atunci îl iubesc să-l includă în realizările lor cei mai diversi funcționari și politicieni. În acel moment, Simion, absolvent al unei universității pedagogice cu șapte ani de experiență, nu avea nicio experiență în management. Nu știa cu exactitate ce este contabilitate, de unde vine mâncarea și obiectele de primă necesitate într-o instituție bugetară, dar în orfelinatul său ideal el vedea o altă ierarhie cu un singur șef. Iată ce era cu adevărat important pentru Simion. Doar el, mame, educator și personal auxiliar mai mic, iar gândul răzvrătit, aprobat chiar de sus, era de a gestiona finanțele copiilor orfani, deoarece nu toți băieții și fetele erau săraci ca șoarecii de biserică, în urmă rămânea imobiliare și alte active ale părinților. Același patron a adunat în orfelinatul său câțiva copii, care, la prima vedere, nu erau de folos nimănui, dar tocmai din cauza lor pe conturile instituției se afla o sumă pe care o putea gestiona în interesul ciorii negre. Totul mergea perfect, onoare, respect, resurse financiare de care doar se putea visa. Dar ieri? Este de neimaginat, țipa el, stând în biroul său. De neimaginat de gândit, exclama Simion Simionovici, adresându-se cuiva necunoscut acești bogați, acești parveniți vor să-mi ia prințesa mea mică. Aurul său, căruia i-a dedicat cinci ani întregi din viața sa și va dedica încă mai mulți, și tocmai de dragul ei a renunțat la carieră, chiar și temporar, de dragul ei a inventat tot felul de noi metode de învățare, și cu ce a răsplătit Marta cu o trădare completă. Roșul negrișor se deosebea favorabil de celelalte orfelinate. Aici, de exemplu, era propriul autobuz care îi ducea pe copii în excursii sau la lac. Vara Simion Simeonovic știa să se înțeleagă cu vedete, actori, muzicieni, bloggeri, care vizitau orfelinatul și se ocupau de copii nu atât de des cât ar fi vrut. Dar asta e mai bine decât nimic. Marta, de altfel, nu avea cu ce să compare, cât timp se știa, a trăit mereu aici. Despre ce ai vorbit cu ei? a întrebat directorul, răspunde repede. Nu mă amintesc, a recunoscut sincer Marta, vorbeam cu mătușa, iar eu, iar eu după lecția ta nu puteam lega două cuvinte, sincer să fiu. Directorul s-a înroșit și a început să respire greu chiar ca -a ieri, dar și-a recăpătat repede cumpătul și a continuat interogarea. Sper că nu l ai dezvăluit secretul nostru, a spus Simion Simionovici, iar în vocea lui fata a auzit note neobișnuite, de era frică. Nu, a răspuns Marta. Desigur că nu. Nu ți-amintești nimic. Mă amintesc de tine, cu siguranță nu am vorbit, a spus Marta. Păi bine, fi cu minte și nu te mai apropia de acea mătușă, auzi. De ce s-a mirat fata? Ea a spus că vrea să mă ia, să mă ia, îți imaginezi. Ea voia să-i spună directorului că avea o speranță pentru o casă proprie. În ea ea deja văzuse propria cameră. Foarte mică, doar o saltea, o masă și un dulap pentru jucării și haine, dar i-ar fi fost suficient. Cât de mult are nevoie o persoană de fericire? Cu toate acestea, directorul nu era pregătit să o asculte și cu atât mai mult să împărtășească speranța pentru fericire. Oprindu-și dorința de a se înfuria și de a striga. Simion Simionovici a râs, a luat-o pe Marta în brațe și a început să-i spună cât de vicleni sunt adulții, că le vor oferi speranță, îi vor umple inima tânără de așteptări, iar apoi o vor trăda. Acest lucru suna convingător, deoarece directorul era o persoană cu experiență și se descurca literalmente în orice. Dar de ce, întreba fata în lacrimi, dar de ce, ce i-am făcut să mă trădeze? N-ai făcut nimic, dar asta e toată frumusețea o vor face doar pentru că pot, a răspuns directorul cu un zâmbet, ștergându-i lacrimile copilei. Hai, repete după mine, micuță, și el a început să rostească din nou cuvintele, de la care Marta a simțit furnicături pe piele, dar apoi a devenit brusc bine și liniștit, iar ea a început să spună ceea ce dorea să audă Simion Simionovici, chiar și fără pastile. Igor credea că nu a iubit niciodată cu adevărat și că în inima lui nu există loc pentru sentimente luminoase. Mai mult, în viața a avut o experiență nefericită, când s-a căsătorit, dar s-a dovedit a fi insuficient de prosper pentru soție. Ea îl critica constant pentru serviciul său în organele de drept. Plecări frecvente și de serviciu de sărbători, salariu mizerabil. Iar când Igor s-a maturizat pentru demisie, a strâns lucrurile și-a plecat. Așa că a rămas fără serviciu și fără iubita lui soție. Așa că Lina a devenit pentru el o salvare, și acum avea de ales, fie să se arunce cu capul în cap, fie să dispară din viața ei. Cum să acționezi corect, el încă nu a decis. Igor a petrecut o oră și jumătate pentru a înțelege informațiile obținute la orfelinat, apoi încă ceva timp pentru a obține mai multe. Primul său șef, mentorul său de viață, a spus întotdeauna că cine deține informații, acela controlează situația. Sincer să fiu, mi s-a părut ciudat acest Simion Simionovici, a spus Igor, bea cafea. Și nu ai crede, totuși, am decis să-l cercetez. Dar de unde să începi cu toată această pozitivitate? Și ce ai venit cu? A întrebat Lina cu nerăbdare. Ea l-admira pe bărbatul ei pentru inteligența și devotamentul său. Nu te voi ține mult în suspans, m-am infiltrat din partea financiară, a explicat detectivul privat. Și crezi sau nu, acest orfelinat este foarte ciudat. Ce este atât de ciudat la el? s-a întrebat Lina. Dacă ne luăm după rapoarte, atunci odată pe an copiii mănâncă icre negre, creveți de mare. Mai sunt și stridii, midi, creveți. Nu-i poți interzice să trăiască frumos. În ultimii ani, acest Simion Simionovici a cumpărat pentru orfelinat un autobuz scump, un telescop. O întreagă colecție de echipamente tehnice. Nu înțeleg, dragă, la ce te referi, a răspuns Lina. Nu înțeleg nimic. Cred că delicatesele și alte delicatese nu ajung la orfelinat, a spus el. Pur și simplu sunt trecute pe cheltuieli, ca și multe alte articole de cheltuieli. Ascultă, asta nu-mi spune nimic, Trebuie să înțelegi, Linuca, a spus detectivul, dacă îmi risc licența, dacă mă implic în asta, trebuie să fiu sigur că nu mă ascunzi nimic, iar tu parcă ascunzi ceva. Jur că nu este așa, abia nu a strigat fata, jignită. De unde vin aceste gânduri? Acum îți explic, a vorbit Igor și a întins mâna după o țigară. Apoi și-a amintit că femeia lui nu-i place fumul de țigară și a aruncat imediat pachetul pe masă. Întrebarea este de unde are acest Simion Simionovici bani pentru toate aceste distracții, adică finanțe, care pot fi obținute de undeva, iar apoi fie cheltuite pe lux, fie pur și simplu șterse. Și de unde? a întrebat Lina. Igor și-a zgâriat gânditor bărbia, fie soția lui nu știa cu adevărat nimic, fie era o actriță excelentă. Cu toate acestea, în șase luni de viață împreună, el o studiase pe într-un în afară și ea nu știa să mintă, să-i creadă, să se arunce cu capul în apă. Plecarea nepoatei tale, a acestei Mirta Marta, este un imens moștenire, a explicat detectivul. Nu poate să o folosească direct, dar are dreptul să o dispună în interesul minorului. N-aș fi știut eu un sum, mi-au explicat avocații. Moștenire, Lina a început să scormonească în memorie. Exact cum nu s-a gândit, ele au pierdut mama, tatăl lor diferiți s-au ocupat de ele, dar fără fanatism. Niciunul dintre rude nu le-ar fi lăsat un astfel de capital pentru a cumpăra autobuze, telescoape și caviar negru. Trebuie să fi fost moștenirea soțului Olgăi. Omul era ciudat și misterios, nu știa nimic despre el, Olga l ascundea exact așa cum își ascundea fiica mică. Înțelegi Igor, a spus Lina oftând, vreau doar să-mi iau cu mine Mirta sau Marta, cum o numesc. Nu este important pentru mine acum. O iubesc foarte mult pe această fată și nu-mi pasă de banii ei, indiferent cât de mulți ar fi. Să ia acest Simion Simionovici, cum l-ai numit, și să se nece. Ne vom întoarce la capitală, vom desena împreună cu Mirta, o vom învăța să patineze pe gheață. Nu e grozav, Igor. Bine, mai convins, a zâmbit detectivul. Sau poate că eu însumi vreau să cred asta. Dar dacă suntem în joc, atunci să mergem până la capăt și acestui director să nu-i lăsăm niciun ban. Iar banii, știi, pot fi folosiți în scopuri nobile. În ce sens? A fost surprinsă Lina. Ai nevoie de bani. Igor, noi nu avem nevoie de nimic. Picturile mele se vând, ai clienți, ce mai trebuie omului pentru fericire? Treci peste asta, dragă. Nu este vorba despre mine. Este vorba de principii. Dar spune-mi de ce banii nepoatei mele ar trebui să ajungă în buzunarele unor ticăloși, când există alții care îi merită cu adevărat acest capital. Nu înțeleg de ce te referi, a clătinat din cap fata. Nu-ți fie teamă, dragă, am un plan. Am gândit totul bine, m-am consultat cu avocați. Care este planul? Începutul ți se va plăcea cu siguranță, a spus Igor și s-a așezat în genunchi în fața ei. Angela Borisovna prețuia timpul său literalmente în fiecare minut. Zece ani din viața ei a dedicat visului de a deveni avocat. Mai întâi cinci ani de studii intense la universitate, apoi trei ani de muncă grea ca secretară la instanță. Pentru că acesta este cel mai oribil loc de pe planetă, mai ales dacă te afli la fundul sistemului scrii procese verbale, trimiți citații și asculți reclamații nesfârșite la telefon. Apoi a urmat doi ani de stagiu în avocatură și încercării de a promova examenul. Și când visul ei s-a împlinit, Angela a înțeles cât de puțin timp îi mai rămâne pentru a se bucura de viață și pentru a atinge culmile în profesie. De zece ani, ea nu doar că se dezvolta, ci s-a oprit la cel mai bun. De ce mi-ați ales pe mine? a întrebat ea privind la blonda fermecătoare. Ceva era creativ în ea în privire, în coafură, în gesturi. Nu este specializarea mea, a răspuns clienta. M-au recomandat. Mi-au spus că numai tu poți face față unei astfel de situații dificile. Mi-au spus că ești cel mai bun avocat din județ. Avocata Tess a corectat ea cu un zâmbet. Nu-mi plăcea când îi spuneau profesiei ei cu un cuvânt masculin. Dar, din păcate, asta nu schimbă esența. Disputele de familie sunt o zonă gri a justiției. Multe lucruri pe care le-ați putea citi în cărțile înțelepte, de fapt, nu funcționează sau funcționează complet diferit. Angela nu avea de gând să renunțe la muncă. Un nou, interesant caz în care pot să-mi arăt și eruția și creativitatea, ce poate fi mai minunat. Ea pur și simplu își băga prețul, așa cum făceau toți avocații, pentru a-și arăta clienților propria importanță. Iar ei nu-i plăceau pe colegii care, de la primele minute, emanau încredere în succes. Nu această fericire o iubesc nu numai cei pregătiți, ci și cei precauți. Din potrivă, trebuie să simioni în sufletul clientului o completă neajutorare, și atunci victoria va deveni pentru el cu adevărat dorită. În jurisprudență, nimic nu poate fi garantat 100 de procente. Nu există două litigi identice, ceea ce înseamnă că, în orice moment, ceva poate merge neplanificat. Ei bine, ce să zic, a spus Angela, după ce a studiat documentele. Cazul pare într-adevăr fără speranță. Înțelegeți că dacă instituția de învățământ va refuzat tutela chiar la începutul procesului, atunci apelarea la instanță pare oarecum încrezătoare. Există un as în mânecă, a spus vocea bărbatului, pe care Angela l-a început l-a luat drept un gardian mut. Arăta cu adevărat solid, ca un gangster italian sau un om de afaceri rus de succes din anii 90. Chiar nu unul, ci mai multe. Ei bine, ce să zic, a spus avocata cu o notă de iritare. Toate asele trebuie să fie pe masa mea și atunci voi decide singură care pot fi folosite și care nu. Vedeti a încercat să atenueze tensiunea Lina. Avem suspiciuni că Marta este nepoata mea. Așa că faceți un test ADN, a ridicat din numere Angela. Doamne, în secolul 21 trăim, e atât de simplu. Am consultat deja specialiști, a spus Lina, vedeți, sora mea Olga, mama Mirtei, adică Martei, era sora mea Vitregă, avem tați diferiți. Și în această situație, testul ADN, cum a spus Igor, poate să nu fie informativ, a ajutat-o bărbatul. Angela s-a gândit, nu cu mult timp în urmă se confruntase cu o situație similară și, din propria experiență, știa că este dificil să se dovedească rudenia în acest caz. Mai mult, nu totdeauna va servi drept bază necondiționată pentru transferul copilului către presupusul rudă. Ce alte asuri mai sunt? A întrebat ea. Vedeti, a spus Lina, am mers la Simion Simionovici la negocieri. El însuși ne-a invitat și spunea lucruri în care este greu de crezut. Nu știm cum se iau de obicei copiii în plasament, dar aici ceva nu este în regulă. Și ce s-a întâmplat acolo? A întrebat avocata Tes. Ea s-a gândit că trebuie să-și anunțe noi clienți tarifele, înainte ca această poveste să o tragă prea mult în ea și să nu cedeze la rugămințile de a reduce onorariul. Oh, acum voi spune totul. Crăciunul, orfelinatul Ciocârlia Neagră, era fermecător. Intrarea principală era decorată cu jucării de Crăciun, ghilande, panglici colorate și figurine de reni. Administratorul cu copiii a sculptat din zăpadă un adevărat moș Crăciun și l-a vopsit în culori roșii și albastre, Orfelinatul, ca un talisman, era folosit de oficial de toate rangurile pentru a-i convinge pe cei mai înalți șeți că munca de protecție a copiilor se desfășoară la un nivel adecvat. V-ați gândit bine? A întrebat Simion Simionovici oaspeții săi și a zâmbit cât de sincer a putut. Da, a răspuns Lina, am analizat totul cu atenție. Vrem să luăm în plasament pe Marta, ne-a plăcut foarte mult, nu-i așa, Igor? Așa este, a clătinat el din cap foarte mult. O, nu v-aș sfătui, a spus directorul gânditor, de ce să vă stricați viața cu acest copil problematic? Vreți să știți, prin mâinile mele au trecut atâția copii adoptivi, încât pot imediat să-mi dau seama ce se va întâmpla în continuare. În orfelinatul său, totul trebuia să fie la cel mai înalt nivel. Iată de ce și discuțiile cu actualii și viitorii tutori și adoptatorii a purtat nu în hol, pe o bancă, ci într-o adevărată cameră de negocieri, pe care a amenajat-o cu fonduri sponsorizate, un birou alb curat, fotoli moi, aer condiționat, un dozator de apă curată. Toate acestea favorizau o comunicare productivă. Simion Simionovici credea că poate convinge pe oricine de corectitudinea opiniilor sale. Și mai ales într-o astfel de atmosferă binevoitoare. Domnule director, a spus Lina, reținând un val interior de furie. Nu spunem că trebuie să o luăm acasă chiar acum. Suntem din alt oraș, asta ați observat corect la ziua de deschidere, dar nu suntem lipsiți de mijloace. Am închiriat un apartament aici, am cumpărat un pat pentru copii și Igor deja caută de lucru. El este un specialist solicitat în domeniul său. O, tineri, tineri, înțelegeți că nu este vorba despre lucruri materiale aici, la Ciocârlia Neagră, sunt cele mai bune condiții din țară. Vă asigur, copiii au tot ce au nevoie și este puțin probabil să puteți oferi mai mult. Da, asta nu este necesar. Pur și simplu Marta este un copil dificil. Directorul a tăcut puțin, parcă savurând propriile cuvinte. Știți, am sentimente deosebite pentru ea. A apărut aici când ciocârlia neagră avea doar șase luni. Ce s-a întâmplat cu părinții ei? A întrebat Lina. O, nu întrebați, a făcut din mână directorul, oricum nu vă voi spune. Știți, nu putem divulga informații confidențiale. Deci, Marta a crescut literalmente în brațele mele. Când am creat acest cămin, eram tânăr și plin de romantism. Mi se părea că le pot înlocui părinții. Apreciem sinceritatea dumneavoastră, l-a întrerupt fata, dar nu mi-ați răspuns încă. Nu mă întrerupeți, ascultați, a cerut directorul fără niciun respect. Deci, de-a lungul anilor în care am observat creșterea Martei, am observat că nu are niciun optimism, nu are prieteni, nu are hobby nu este interesată de nimic. Cum vedeți, vorbește cu dificultate, are nevoie de supraveghere constantă. Îmi pare rău, chiar și după ce va plin vârsta majoratului. N-ar fi prea devreme. A întrebat Lina. Suntem pregătiți pentru orice dificultate, a spus Lina. Nu știu cum să te conving, pe ce să-mi jur, dar suntem pregătiți să lucrăm cu Marta. Ea m-a cucerit foarte mult, nu-i așa, Igor? Da, foarte mult, a clătinat el din cap. Oh, bucureșteni, a zâmbit Simion Simionovici a văzut că argumentele suave nu funcționează și a decis să folosească forța. Cred că ați venit în pustia noastră. Puteți cumpăra totul aici. Deci știți, există lucruri care nu se pot cumpăra, iar una dintre ele este bunăvoința mea față de mamicii și tăticii. Dacă vreți să deveniți tutorii Martei, răspunsul meu este nu. A căzut o tăcere. Dacă Igor era pregătit pentru un astfel de rezultat, atunci Lina era ca și cum ar fi fost turnată cu apă rece. Ea a fost brusc aruncată în fric, a început să tremure. Bărbatul a luat-o de mână cu inelul de logodnă, dar nici asta nu a avut un efect calmant. Vom merge la tribunal, a șoptit fata. Faceți ce vreți, a răspuns directorul, ridicând din mână. La cine să ne plângem? La mass media. Dar informațiile sunt confidențiale. Am repetat-o de mai multe ori. Dacă veți da publicitate acestei povești, niciodată în viața voastră nu veți putea nu numai să vă luați un copil, ci și să intrați în pragul orfelinatelor. Ați planificat totul, a șoptit din nou Lina, dar de ce? Oh, nu merită să încerci să mă iei prin lingușiri. Cu toate acestea, sunt pedagog și pedagog cu o vastă experiență, așa că vă propun altceva. Ascultați cu atenție, nu voi oferi o a doua șansă. Marta și-a răsucit din nou în cap evenimentele acelei zile ciudate și a înțeles. Tanti cu părul alb trebuie să-i dea o șansă. Da, ea poate să o dezamăgească, chiar poate să-i dea speranță mai întâi și apoi să o arunce în coș de gunoi pentru a vedea cum va reacționa. Trebuie să ai încredere în ea și asta intenționa să facă Marta. Peste o săptămână de la întâlnirea cu tanti frumoasă, care i-a povestit mult despre casa de copii, Marta s-a îmbolnăvit grav. Ea s-a culcat literalmente în pat. În prima noapte, temperatura a crescut aproape la 40 de grade, iar mama educatoare, oftând, chiar a vrut să cheme ambulanța. Dar Simion Simionovici a interzis categoric acest lucru. A ordonat să se ia măsuri de carantină, să nu se lase pe nimeni afară din celule după ora 15 și să nu se folosească telefoanele dar telefoanele, ce au ele? Se mira educatoarea. Cei drept, copiii tot timpul stau cu telefoanele în mână, mănâncă, beau, chiar și la toaletă merg cu ele. Dar dacă suni, țipă, nu răspund, nu aud. Spune-mi, Petrova, ai auzit de TikTok? A întrebat Simion Simionovici cu un ton superior. Păi, cum să nu, răspunse educatoarea. Nu vreți să iasă un video cu copii bolnavi din ciocărlia neagră pe TikTok și să ajungă în trending? Mama educatoare clip din ochi, speriată. Desigur, auzise de TikTok, dar nu știa celelalte cuvinte deștepte. Cu toate acestea, din tonul directorului, răspunsul corect devenea evident. Nu, desigur, răspunse ea. Nu vreau niciun virus, domnule director. Spre deosebire de subordonații săi, directorul nu părea speriat și nu numai pentru că creșterea temporară a temperaturii la peste 40 de grade nu era periculoasă pentru sănătatea copilului. Pur și simplu, până acum totul mergea în strictă conformitate cu planul său, iar Simeon Simionovici iubea să nu doar să controleze situația, ci să o și conducă după o săptămână de la conversația nereușită cu acea blondă arogantă și cu bodyguardul ei, directorul a ordonat să se organizeze exerciții fizice în aer liber, iar imediat după aceea a tratat-o pe Marta cu înghețată de afine, delicate sa ei preferată. Acum era important să nu exagereze, să monitorizeze starea fetei. Mai bine ar fi să fie bolnavă o lună, cel puțin, în timpul universității pedagogice, a urmat cursuri de asistent medical, cu care a putut lucra ca asistent medical în spitalele locale seara și noaptea. O experiență excelentă, deși munca era oribilă. Adevărul este că, deși tânărul Simion nu i-a cerut colegilor săi temporari să-l numească asistent medical, ei nu au ținut cont de rugămintea lui și chiar au scris în cartea de muncă profesia ca și cum ar fi fost o batjocură, asistentă medicală. Atunci încă putea ierta lipsa de respect, dar acum nu. A o pe Marta în izolatorul medical și, cu propriul său fonendoscop, i-a ascultat plămânii. Fără raluri, în regulă, un grip comun. Și-a amintit din nou de conversația nereușită cu Alina și a încercat să înțeleagă ce a greșit. Sunt pedagog și sper că numele meu va fi scris cu litere de aur în istoria pedagogiei, spunea el prin urmare, vă propun să luați alt copil din orfelinatul meu. Iată, îl cheamă Roma Zoloto, nu un copil inteligent, ascultător, nu are boli congenitale sau malformații și are ochi albaștri, a spus Simion Simionovici, privind insistent la Icor. Și are ochii ca ai bărbatului tău. Nu avem nevoie de alt copil, a spus Lina. Am venit pentru Marta și o vom lua cu noi. Trebuie să înțelegeți o chestiune importantă, a spus Simion cu un ton cât se poate de sec. Ciocărlia neagră sunt eu și numai eu decid cine și când pleacă de aici. Pe Marta, pe cererea dumneavoastră, voi da un aviz negativ, a spus directorul dându-și din numeri. Și veți pleca de aici la fel cum ați venit. Discuția este încheiată. Apoi s-a ridicat din scaun și a părăsit camera de negocieri. Camera video ascunsă a continuat să înregistreze situația și se părea că Lina era gata să-și spună tot ce crede despre neîndupălecarea directorului. Cel puțin, asta se aștepta Simion. Dar acest colan a procedat foarte ciudat. Pur și simplu și-a îmbrățișat soția și a sărutat-o cu pasiune. Un truc inteligent, a gândit directorul. Directorul i-a mai măsurat odată temperatura Martei era destul de ridicată, 40 de grade. Trebuia să o coboare. A pregătit o injecție cu analgin și alte componente. A pregătit o trusă de prim ajutor, a tratat suprafața coapsei fetei. Ea îi plăcea toată așa mică, frumoasă, ca o prințesă și nu era pregătit să o împartă cu nimeni. Injecția a fost dureroasă în ciuda faptului că Simion o ținea pe Marta, ea tot s-a zvârcolit. Nu te teme, dragă, sunt lângă tine, a spus el. Nu te voi părăsi niciodată, auzi. Convorbirea cu avocata i-a dat Linei o speranță timidă. Desigur, ea ar fi vrut să audă că această femeie va rezolva toate problemele ei și va obține rezultatul dorit. Dar avocata a fost rezervată în prognoze. Poate că ar trebui să cauți un alt specialist sau să angajezi doi, a spus ea. Din păcate, resursele tale financiare nu sunt nelimitate. Dacă vei cheltui bani fără discernământ, se vor termina repede. Acum suntem cu adevărat soț și soție, nu-i așa? A întrebat Lina când au ieșit din biroul avocatei Angela Borisovna. Desigur, a zâmbit Igor. Dar spunem sincer, oare ștampila din pașaport înseamnă ceva pentru tine? Desigur că da, a spus fata cu pasiune dacă nu ar însemna nimic, ați fuge de ea ca de diavolul de tămâie. Igor a tăcut. În primul și al doilea său mariaj s-a căsătorit impulsiv, fără să se teamă de acea etichetă din pașaport. Doar că fosta lui soție voia o un nuntă luxoasă, iar el, tânăr și verde, în încercarea de a-i face pe plac, a închiriat o sală întreagă de restaurant, a angajat un fotograf, muzicieni, un maestru de ceremonii și chiar a lansat baloane în aer, s-a împrumutat, apoi un an întreg s-a abținut de la tot ce era plăcut, ca să-și plătească datoriile. Primul mariaj a dispărut ca cercurile pe apă. Nici copii, nici măcar o licărire de fericire. A doua nuntă i-a plăcut mult mai mult. S-au căsătorit, au primit certificatul de căsătorie, erau liberi și ceva îi spunea detectivului privat că acest mariaj avea mai multe șanse de succes. Hai să ne îmbrăcăm și să ne gândim, a propus detectivul privat Anei cu timbri. Trebuie să ne dăm seama la toate întrebările, să răspundem ca după o bucată de hârtie, despre dragoste, să ne prefacem că este cea mai curată și sinceră. Dar noi cu tine facem asta bine, a spus Lina. Da, a fost de acord detectivul privat. Dar ai fost vreodată în instanță? Igor s-a strâmbat. Își amintea cum, în timpul serviciului, nu doar că captura criminalii, dar a fost și nevoit să dovedească că aceștia au încălcat legea. Nu odată sau de două ori a fost chemat în instanță și interogat până la pierderea cunoștinței. Cum a ieșit la criminal, cum l-ai arestat, i-ai citit drepturile. Cea mai dezamăgitoare a fost atunci când răspunsurile lui Gor nu-i conveneau judecătorului sau procurorului. Atunci criminalul ar fi putut fi achitat, iar opera lui Igor ar fi fost lipsită de premiu sau chiar de un alt grad. Da, am fost, a spus Igor. Îți spun așa în instanță, principalul lucru este să nu spui nimic în plus, doar ceea ce vor să audă. Dar cum pot înțelege ce vor să audă? a întrebat Lina. Probabil că Angel ne va explica și ne va spune totul, a spus Igor. Angel s-a indignat fata, așa-l numești, îl cunoști. O scuze, dragă, a spus Igor. Nu să discutăm imediat totul, ca să nu existe neînțelegeri. Totul este în regulă, nu sunt supărată, îi numesc pe toate femeile care joacă de partea noastră ca pe rude, înțelegi, plus că să te pui pe tine și pe ea lângă tine. Ei bine, alegerea este evidentă, cred. Acum Lina se învinovătea că și-a ridicat vocea la soțul ei. Încă nu-i putea înțelege cum a fost capabil să-i facă o propunere. Și nu numai că a făcut-o, dar a organizat și o căsătorie literalmente în ziua următoare. Desigur, și-a imaginat nunta altfel, rochie lungă, voal, oaspeți, fotograf, dar de fapt, pe cine ar fi putut invita? Nici prieteni, nici rude. Igor, înțelegi, ai apărut în viața mea ca un premiu la loterie, acum voi fi mereu îngrijorat că te-am câștigat din greșeală sau că te vor fura, crezi? Sentimentele sentimentale îl stânjeniau pe detectivul privat, iar în munca sa anterioară era obișnuit să-și ascundă emoțiile. Întotdeauna trebuie să fii un tip curajos și puternic care învinge în ciuda oricărui lucru, iar stresul îl liberează fie cu alcool, fie cu curse prin capitală noaptea trebuia să se obișnuiască cu noul stil de viață, respectabil, exemplar. Vreau să discutăm despre asta, a spus el și să ne gândim dacă trebuie să știe Angel, iertați, Angela Borisovna. Ce s-a întâmplat? A întrebat ea. În timp ce ne plimbam, am ieșit să fumez, îți imaginezi că în acest orfelinat chiar există o cameră de fumat pentru aspeți, cu siguranță cu țevi, dar înțelegi, am lucrat puțin, am vorbit cu o angajată, și ce ți-a spus ea? Uite, i-am luat drept polițist, dar s-a spovedit și mie, ca unui preot. Nu sună foarte plauibil. Dar, pe de altă parte, de ce să mă mintă? A fi bolnav a fost oribil. Marta se lupta ca într-un vârteș, uneori ieșind la suprafață, alteori scufundându-se din nou în adâncuri. Temperatura ridicată, uneori, pleca, iar ea se simțea aproape bine, dar apoi boala se întoarcea cu o nouă forță, ținându-o la pat. Marta nu s-a îngrijorat nicio secundă de faptul că nu merge la cursuri, nu vede alți copii. Altceva era femeia cu părul alb, al cărei nume șoptea în delir. Lina de ceva îi se părea ei îngrozitor de familiar și cunoscut, și mai era foarte greu din cauza faptului că nimeni dintre colege nu a venit să o sprijine. Nici măcar nu i-au trimis bilețele directorul a interzis să se folosească telefonul și tableta, spunând că este dăunător în timpul unei boli. Doar mama educatoare se uita la ea la fiecare oră sau două, o atingea, ofta și ofta. În schimb, însuși Simion Simionovici era tot timpul lângă ea și întotdeauna într-o dispoziție excelentă. În primele zile, el a dormit literalmente pe patul alăturat, de două ori pe noapte i-a măsurat temperatura, i-a dat siropuri și pulberi neplăcute, i-a adus suc de merișor proaspăt fiert, i-a ajutat să se ridice la toaletă. Slavă Domnului că nu a intrat pe teritoriul interzis. Era foarte atent și politicos, așa cum nu-l văzuse niciodată. Nu te voi părăsi niciodată, spunea Simion Simionovici, voi fi mereu cu tine. Aceste cuvinte, care într-o altă situație ar fi provocat-o să tremure, de data aceasta erau potrivite. Se pare că directorul se descurca la fel de bine cu diferite pastile și injecții. La a treia zi, totuși, a venit un doctor care a examinat-o și l-a lăudat pe Simion pentru tactica corectă de tratament. Evident, este gripă, a spus el. Trebuie să monitorizați temperatura, să o reduceți dacă crește peste 38,5. Clătiți-vă gâtul, beți multă apă, capsule antivirale. Doctore, a răgușit Marta, cât voi fi bolnavă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, te vei recupera în cinci zile, a zâmbit doctorul, tu doar ascultele pe Simion Simionovici, fără el ai fi dispărut cu siguranță. Ah, ce mentor pentru ciocârlia neagră, a avut foarte mult noroc că aici trăiește și lucrează un asemenea stăpân minunat. Întrebarea Martei despre durata bolii nu a fost pusă doar din curiozitate, ci doar pentru că încerca să calculeze cât de multe zile o va mai avea de așteptat pe Lina, noua ei mamă. Probabil că o săptămână o va mai rezista, iar dacă două, iar dacă trei, atunci nimic nu se poate spune cu siguranță. Adulții uneori se comportă ca niște copii, dacă rămân aici în izolare completă mai mult de o săptămână se pot vedea orice reacții trebuie să fie că Lina va decide că Marta este o fată nepoliticoasă și nâmfată, că nici măcar nu a sunat-o sau nu i-a scris. De altfel, ea tot nu cunoștea numărul de telefon al viitoarei sale mame. Simion Simionovici a șoptit fata când directorul s-a întors în camera ei improvizată și unde este Elina. Ea m-a întrebat despre mine. Ai reținut numele ei, a strigat bărbatul, ceea ce a speriat-o pe Marta, dar apoi și-a revenit. Cum să fie, a venit, a trecut prin copica prin pisoi pe la târg, acest tătar, iar la acest ochișor femeia rea trimis-o acasă. De la această veste, Marte i s-a făcut imediat mai rău, iar temperatura ei a crescut din nou, care nu a scăzut o săptămână întreagă. La momentul vindecării, ea era atât de epuizată, încât putea mânca doar terci de ovăz cu lingurița și să bea cu jeleu. Amintirile despre frumoasa femeie cu părul alb acum părea un vis. Iar Simion Simionovici, din potrivă, i s-a părut mult mai simpatic. Ea era chiar pregătită să ierte grosolănia constantă și ocupațiile lor ciudate. Și încă se încurajează cu speranța că la ea va mai veni mama. La urma urmei, ea are doar opt ani. Acum se va concentra pe studii, va îmbunătăți matematica și geografia, va învăța să scrie poezii și va juca în următorul spectacol. Desigur, atunci de părinții potențialii nu va fi nevoie. Lina a fost în instanță pentru prima dată. Angela Borisovna a convins-o că trebuie să acționeze rapid, iar atunci vor avea cel puțin o șansă minimă de succes. Lina a trimis la orfelinat câteva scrisori și colete, a creat o pagină de model în V-Contacte. Și totuși, vizita la tribunal. Liniei i s-a părut întotdeauna că este un loc foarte sumbru, unde se năruie speranțele și visele. Ea nu avea nicio idee cum decurg ședințele, ce trebuie să spună și de ce judecătorii poartă astfel de halate ridicole. Când s-au întâlnit în clădirea tribunalului în ziua ședinței, Angela Borisovna avea o dispoziție excelentă. În această casă guvernamentală se simțea ca peștele în apă. Nici nu vă imaginați cât de norocoși suntem, spunea avocata Tesa, Întâlnirea a fost stabilită în doar trei săptămâni de la depunerea cererii. Cred că nici cu soluția nu vor întârzia. Angela nu a menționat că pentru aceasta a trebuit să folosească anumite pârghii, alte cereri fiind examinate luni de zile fără nicio speranță de operativitate, dar clienților ei, dintr-un motiv ciudat, le-a purtat mereu noroc. Lina a început să se teamă, dacă soluția va fi pronunțată în zilele următoare, ce se va întâmpla dacă va fi în defavoarea ei? Ce vom spune? A întrebat Lina, cum să ne comportăm? Voi vorbi eu, a rostit Angela, iar tonul ei i s-a părut fetei puțin arogant. Dacă vor pune întrebări, gândiți-vă ce vrea să audă familia. Gândiți-vă ce vrea să audă judecătorul, sunteți o familie pozitivă, fără obiceiuri proaste. Soțul, un polițist de excepție, acum în retragere, mama, pictoriță. Nu trebuie să acuzați pe nimeni de nimic și să inventați ceva, e bine. Cu două săptămâni în urmă, avocata Tesa s-a întâlnit suplimentar cu Igor și a ascultat povestea lui despre evenimentele care ar putea avea loc în orfelinat. Ce bărbat, a exclamat Angela în sinea ei. Viața personală a Angelei nu mergea bine, avea deja 39 de ani, iar fericirea feminină nu o cunoscuse niciodată ei bine, unii au noroc în dragoste, iar alții în carieră. În biroul judecătorului se afla Simion Simionovici, care arăta destul de bine. Avocatul Tesa a remarcat că costumul său nu valora mai puțin de 200. 000 de ruble, cămășile erau scumpe, cureaua elegantă. Aspectul general era stricat de o geantă de curea, atât de populară în anii 90. De ce o purta pe costumul său impecabil era de neînțeles. Nu este un gust ciudat, a spus Angela, parcă vorbind în gol, ci o lipsă totală de gust. Ați spus ceva? A întrebat Simion Simionovici pe sine. Avocatul Tesa a remarcat că era politicos, politicos și chiar atractiv. Spuneam că probabil sunteți legendarul director al ciocârliei negre, a zâmbit. Angela Borisovna a auzit multe despre dumneavoastră, Merci, a răspuns Simion, iar dumneavoastră, probabil, reprezentația cine nebun cărora le-am refuzat tute la unuia dintre subordonații mei. Avocatul te s-a dat din cap. Nu voia să continue conversația, să-și piardă energia în zadar. În plus, nu suporta când ședințele se amânau, așa că cerea ca procesele în care participa să se desfășoare în prima jumătate a zilei. Cazul a fost încredințat judecătoarei Orlova, o judecătoare experimentată cu o vastă experiență. Pe -a fusese la procesele ei, sentimentele erau mixte. La cererea împotriva ciocârliei negre, a rostit cu voce tare secretara, iar Angela i-a arătat imediat legitimația și mandatul. Vă rugăm să mergeți în sala 4. Alina, care se afla pentru prima dată în instanță, a fost impresionată de amenajarea încăperii. Tavane înalte o tribună ca în filmele americane, bănci frumoase. Lângă masa judecătorului se afla așezat lenevit procurorul, un bărbat în vârstă, care aproape că dormea în scaunul său. Oare tot acest amplu săliu pentru mica lor cauză? O astfel de problemă ar putea fi rezolvată cu ușurință și într-un birou mic. Iar Simion Simionovici, se pare, avea experiență în astfel de situații. El și-a așezat hârtiile pe masă, a pus un tablete scump în fața sa și și-a oprit telefonul. S-a uitat la Lina și Igor și le-a zâmbit cu cea mai scârboasă zâmbet pe care o putea face. O ușă separată pentru judecător s-a deschis, ea a intrat în sală și a ocupat locul pe scaunul înalt. Procurorul s-a ridicat în picioare, drept. Ceilalți participanți au făcut de asemenea, la fel și procesul a început. Părțile ascultăm cauza în ședință închisă, a spus judecătorul. Fotografierea și filmarea sunt interzise, iar pentru divulgarea informațiilor puteți fi trași la răspundere. Procurorul nu va minți. Pentru Marta, întoarcerea în colectivul său a devenit și mai dificilă după ce în grupul șapte a fost luată Eugenia, aceeași fată obraznică, care împlinise deja zece ani. I-a creat o pagină pe rețeaua de socializare, unde a publicat cu plăcere fotografii din noua ei viață. Iată dormitorul ei fermecător. Iată jucăriile pe care le-au dăruit noi ei părinți, chiar dacă erau pentru vârsta ei. Bună, Marta, a spus Eugenia când s-au conectat prin video. Te-ai recuperat. Nu știu, a răspuns Marta. Totul s-a întâmplat atât de repede. Tu nu-ți face griji, te vor lua și pe tine, a spus fosta ei colegă. Principalul lucru este să nu renunți, la urma urmei, cum s-a întâmplat. Și ea a povestit o poveste uimitoare despre plecarea ei în grupul șapte. Aparent, când au venit voluntarii și oaspeții, Eugenia, din obișnuință, s-a ascuns la etajul 2. Ea făcea asta de câțiva ani, după ce și-a pierdut speranța de a-și găsi părinții. Acolo, pe canapea, stătea pe tableta ei și răsfoia lenevind fluxul de știri, când brusc s-a apropiat de ea o anumită pereche. Parcă ne-am găsit pe aceeași lungime de undă, înțelegi, a spus Eugenia, încântată, ne înțelegem unul pe celălalt ca nimeni altul. Sunt antreprenori IT. Marta nu știa ce este un antreprenorit, dar în general, era mulțumită pentru fosta ei colegă. Convorbirea cu ea a luat multă energie de la fată și a trebuit să se întindă pe pat pentru a se odihni puțin. Lecțiile începuseră de mult, iar ea nu le-a mai frecventat. Adică va rămâne din nou în urmă la matematică, geografie și limba română. Ea s-a așezat la masă, a scos manualele și a început să le citească. Iar dacă ceva nu era clar, căuta un videoclip pe YouTube și încerca să se descurce. Se pare că pe internet se pot găsi nu numai videoclipuri amuzante și imagini nebunești. Unchiul și mătușa de pe micul ecran puteau explica orice subiect la fel de bine ca și profesorii ei. Și iată că, în sfârșit, i-au devenit clare fracțiile, deși matematica i-a cerut o mulțime de eforturi pentru a-i transmite aceste secrete. Încurajată, Marta nici măcar nu a observat cum a petrecut două ore la cursuri așa că ea va ajunge în curând să-și depășească clasa. Principalul lucru este să arăți sârguință și atunci va fi cu siguranță luată în grupul 7, dacă chiar și Eugenia a fost luată. Deodată, Marte i s-a făcut atât de tristă, încât a început să plângă. Se pare că aici, în orfelinat, toți sunt concurenți unul pentru celălalt, băieții și fetele trebuie să facă tot posibilul pentru ca în grupul 7 să fie luați tocmai ei, nu alții. Salt înalt, fugi repede, participă la spectacole de teatru. Iată de dragul cui ar trebui să învețe bine, de dragul ei sau al viitoarei mame și tată. În ușa camerei de zi a apărut mama, stăpâna. Aici ești, Marta! a exclamat ea. Femeia se simțea rău, văzând boala subordonatei sale și, prin urmare, voia să înveselească starea de spirit. Nu plânge, îți voi spune acum ceva la care nu vei crede și ți se va face cu siguranță mai bine imediat. Sesiunea de judecată s-a amestecat complet în capul Elenei. Tot ce s-a întâmplat în prima jumătate a zilei, ea și amintea fragmente. Iată că judecătorul a citit materialele cauzei și a întrebat dacă își susțin pretențiile, avocatul a vorbit și a ținut o pledoarie aprinsă despre modul în care avocații ei doresc să contribuie la eradicarea instituției orfanatului, Iată că a ascultat obiecțiile de la Simion Simionovici, apoi fiecăruia dintre ei i s-au pus întrebări, iar cel mai mult a muncit procurorul. Spuneți-mi, a spus el, de ce v-ați oprit tocmai la acest copil? De ce vrei să fii tutore? Onorată instanță, permiteți-mi să răspund, a spus Angela Borisovna. Și fără să aștepte permisiunea, a continuat să spună. Întrebarea este oarecum sentimentală, dar totuși, clienta mea avea o soră. După moartea ei, ea a căutat mult timp urmele nepoatei ei, Mirta Lanschea. Și dintr-o întâmplare, la vizitarea unui alt orfelinat, ea o găsește pe Marta Linschea. O coincidență interesantă!" a exclamat procurorul. Onorată instanță!" a spus avocata Tessa, copilul a petrecut șase ani în orfelinat orice acțiune bruscă poate traumatiza psihicul copilului. De aceea, avocații mei au decis să acționeze etapizat, mai întâi să stabilească o prietenie, apoi să confirme rudenia. Dacă între ei se va stabili cu adevărat o prietenie puternică, în plus, copilul nu știe nimic altceva decât orfelinatul. Plecarea rapidă din acesta poate fi dureroasă. Este rezonabil, a fost de acord judecătorul. Atunci să punem o întrebare ciocârliei negre spuneți, reprezentantul părâtului, ați încercat să găsiți anterior rudele fetei. În cadrul procedurilor standard, a răspuns Simion Simionovici. Am o sută de copii și fete, asta fără a lua în considerare dinamica, iar în cadrul personalului nu există un specialist suplimentar care să se ocupe de corespondență și alte prostii. Judecătorul a dat din cap și a făcut o notă pe hârtiile sale. Apoi, femeia în a declarat caracteristicile, a examinat fotografiile și a citit actele. Lina i s-a părut că judecătorul o privește cu o tristețe maternă, cel puțin, iar ar fi vrut să creadă în asta. Vor fi completări? a întrebat judecătorul. Da, sigur, a spus directorul ciocârliei Negre. Înțeleg că Marte are doar 8 ani și că, conform legii, opinia ei nu trebuie luată în considerare la soluționarea unor astfel de litigi. Dar totuși, vă rog să citiți și să atașați la dosar scrisoarea pe care a scris-o eleva mea. Fără să țină cont de secretar, Simion Simionovici s-a apropiat personal de judecător, iar aceasta a trebuit chiar să bată cu ciocanul pentru a părea decentă. De fapt, cu noi lucrează un secretar, a reproșat ea și a arătat spre fata de la computer. Toate documentele trebuie transmise prin ea, iar cu documentele pot fi familiarizate și ceilalți participanți la proces. Îmi pare rău, a ridicat din numer directorul, eu sunt doar pedagog, nu jurist, iar în munca mea, în primul rând, mă gândesc la bunăstarea copiilor. Ei nu știu despre toate aceste reverențe legale judecătorul a oftat, a luat în mâini scrisoarea cu un scris de copil cursiv și a început să o citească. Unele fraze i s-au părut, lină prea mature. Deja într-o minută, ea a vrut să sară în picioare și să fugă din sală, dar Igor a prins-o de mână, lacrimile curgeau atât de tare pe obrașii ei. În mijlocul textului pentru copii, Lina a reținut doar câteva propoziții. Ciocârlia neagră este a doua mea casă, aici mă iubesc, mă acceptă și mă așteaptă. Simion Simionovici nu a aprobat tutorii, iar el este ca un tată pentru mine, vă rog, nu mă dați lor, tovarăș judecător. Pauză, a rostit tare judecătorul. Pauză pentru odihnă, vom continua după prânz. Marta nu-și putea crede urechilor se pare că Simion Simionovici a înșelat-o din nou, iar Alina nu numai că dorea să o ia, dar a decis chiar să meargă în instanță. Ce este asta? Fata știa doar în mod aproximativ că trebuie să fie un loc unde directorii nesupuși sunt obligați să predea copiii mamelor și taților, dacă aceștia chiar doresc. Dar de ce? Marta a întrebat-o pe mama educatoare de ce a făcut așa. Nu întreba, a dat din mână femeia, noi cu tine, care suntem oameni mici, neînțelepți, iar Simeon Simionovici este capul, uite ce grădiniță a construit, eu am parcurs jumătate de mie de kilometri ca să lucrez aici. Tot nu înțeleg, a spus Marta. Nu e nimic de înțeles, a dat din mână femeia, văd că te descurci bine la matematică, bravo. Înainte, pe tabletele copiilor, ea vedea doar jocuri video nesfârșite și niște teste stupide un băiat din grupa ei, pe care l-au luat de multă vreme în grupul șapte, citea cărți și juca șah. Dar aceasta era mai degrabă o excepție de la regulă. Privind-o pe Marta, ea înțelegea că și ei nu era locul acolo, prea se deosebea de celelalte fete. Marta, îți amintești ceva despre tine? Întreba educatoarea despre mama și tata tăi, de unde ești tu? Marta a început să caute în memorie. Uneori în fața ei apăreau cu adevărat imagini cu un ursuleț de pluș mare, o pătuț de copil cu margini înalte și o mașină neagră în care o duceau. Unde s-au dus toate acestea, unde au dispărut, nu putea înțelege. Acel Simion Simionovici a spus că dacă te-ai vindecat, ai fi venit la el, a spus educatoarea și și-a lăsat ochii în jos. Poate să nu merg, a rugat Marta, poți să spui că sunt încă bolnavă ei bine, tu știi bine că minciuna la adulți este un păcat, a spus femeia. În plus, directorul va afla totul oricum. Dute, nimic rău nu îți va face. Dute. Atunci Marta a decis că va merge la el, dar nu pentru a participa la cursurile lui stupide. Ea va încerca să afle totul, de ce se află aici, de ce a respins-o pe și cât timp mai trebuie să stea în ciocârlia neagră. După pauză, Lina și-a revenit din starea de șoc și și-a amintit bine evenimentele ulterioare. În ciuda stării de spirit slăbite, Angela Borisovna i-a explicat că totul merge bine, într-un mod necunoscut, ea putea citi starea de spirit a judecătorului și trage concluzii dacă îi convine sau nu. Nu vreau, desigur, să vă încurajez din timp, a zâmbit ea, dar poziția acestui vrăbiuț albastră este foarte slabă. Ce vrei să spui? A întrebat Lina, el se preocupă de protecția copiilor, a explicat avocatul Tesa. Dar ce copilărie este în această casă de copii? Așa este, familia Igor, ai scos din buzunar asul tău. Așa este, a dat din cap soțul ei, așteaptă acolo la capătul coridorului. Citește o revistă. Și acest corb nu a văzut, nu, a răspuns Igor. El nu vede nimic dincolo de gura lui. Aici, inima ei a fost din nou înțepată de gelozie. Într-adevăr, în timp ce ea și Angelica beau cafea cu gogoși, Igor a plecat undeva. Ea a crezut că a plecat să fumeze, dar se pare că aveau secrete unul de la celălalt. Cu toate acestea, fata a reușit să se stăpânească și nu a început să clarifice relația. În cele din urmă, asta putea fi făcut puțin mai târziu. Sedința a continuat după masă judecătoarea părea clar mai mulțumită și relaxată. Ea mai verificat odată actele, a clarificat câteva întrebări pentru părți și a decis, în mod evident, dacă dovenile erau suficiente pentru a încheia procesul. Cum deodată? Vor fi părțile încă completări. A întrebat judecătoarea. Da, vă rog să rețineți că este inadmisibil să faceți referire la dovezi care nu au fost obiectul dezbaterilor în plângerile depuse. Onorată doamnă, a spus avocata cu vocea sa prețioasă, înainte de a trece la dezbateri și de a vă retrage în camera de deliberare a părții reclamantului, există o cerere. Ascult, a spus judecătoarea. Solicităm să audiem un martor ale cărui declarații ar putea juca un rol esențial în soluționarea prezentei cauze. I-a spus numele, iar directorul a început să-și ajusteze nervos cravata. Mă opun. A strigat el. Mă opun la ordine, a cerut judecătorul și a lovit cu ciocanul. Partea reclamantului nu a terminat încă de prezentat solicitarea sa. Domnule judecător, a continuat avocatul, prezenta martorei este asigurată și, pentru a păstra secrete anumite aspecte ale vieții private, am solicitat să se interogeze martorii în absența părților. Mă opun din nou. A strigat Simion Simionovici. Este o încălcare flagrantă a drepturilor copilului. Cum se poate interoga această bătrână slăbită, și încă în absența mea? Instanța decide să admită solicitarea, parțial, a rostit judecătorul. Martorul va fi interogat în prezența părților reclamant și părât. În sală a intrat tărând picioarele Vasilievna, care făcuse un drum lung și era epuizată. Curățătoarea s-a apropiat de tribună și s-a strâmbat, încercând să distingă, prin învelișul bătrâneții sale, judecătorul în haina sa neagră lungă. Înțelegeți cine sunt unde vă aflați? a întrebat judecătorul. Da, cred că da, a răspuns Vasilievna. Vă voi spune tot ce știu, pe suflet. Directorul orfelinatului a palit și și-a sprijinit capul de masă, ca și cum întregul său univers se prăbușea cu 12 ore înainte de procesul decisiv, subordonații lui îi dăduseră deja un pumn în stomac. Să se gândească că scenaristul și regizorul piesei sale, Ciocârlia Neagră, îl trădaseră în cel mai perfid mod posibil. Acum toate eforturile sale de a-și îmbunătăți relația de încredere cu Marta se duseră pe apa sâmbetei, iar dacă ea avea să afle și că el îi luase numele și prenumele. În niciun caz nu vei merge în instanță a strigat directorul. Iar pe mama ei, educatoarea, o voi concedia, jur, de îndată ce voi găsi o înlocuitoare. Să se gândească că ea nu se supusese ordinului său. I-a spus Martei că Lina nu renunțase la pretențiile sale asupra micului său comoara, ci se adresase în instanță. Marta a angajat un avocat, o femeie cu aer de superioritate, îmbrăcată într-un costum. Nu se va da bătut, el cu siguranță nu se va preda, și atâta timp cât fata este în puterea lui, e prea devreme să renunți. Scrie un refuz, a cerut directorul. Scrie că nu vei merge nicăieri, altfel știi ce se va întâmpla. Nu voi mai insista, a spus Marta. Îmi place foarte mult mama mea, am băut ceai cu ea, am vorbit, astăzi m-am ocupat de matematică. Ai văzut-o doar o dată, a spus Simion Simionovici. Iar pe mine mă cunoști toată viața. M-am înșelat vreodată, te-am trădat vreodată. Marta s-a gândit. Da, directorul a fost cu ea politicos și bun, deși uneori era strict. Dar ce știa ea despre el de fapt? Nu sunt de acord, a spus fata. Nu pot să-l înșel pe nimeni, Simion Simionovici. Atunci, directorul a decis să-și schimbe tactica. Dacă Marta nu mai avea frică de violență fizică, de ce să nu o păcălească? Hai să facem așa, a cerut el. Înțelegi că nu pot să pierd acest proces, dar sunt un om bun. Să le permite judecătorului să le respingă cererea, și îi voi permite acestei femei să vină aici în orice moment al zilei, să se joace cu tine. Ce zici? O să mă înșelați! a întrebat fata. Desigur că nu. După aceste cuvinte, ea a crezut că e mai bine să ai o vrabie în mână decât un porumbel pe cer așezându-se la masa mare a directorului, i-a scris pe o foaie albă tot ce i-a dictat el, fără o singură greșeală. După ce a citit textul, directorul a oftat mulțumit și a pliat foaia de hârtie în portofelul său. Iar acum vom avea ora noastră de curs, a spus directorul. Nu vreau, a spus Marta. Doar vom consolida materialul asimilat, a zâmbit directorul. Vasilievina a selit de ușă și nu putea să creadă ce auzi. Iată omul de aur. Iată educatorul de excepție, inovatorul, care a așezat-o pe fată în poală și îi spunea lucruri atât de înfricoșătoare. Uctuitoarea chiar și-a prins inima. I s-a părut atât de jenant și dureros de ceea ce se întâmpla. Vei crește și vei fi a mea, spunea Simion Simionovici. Suntem creați unul pentru celălalt. Am deja totul decis, imediat ce vei împlini 17 ani. Depunem cererea la primărie, auzi. Marta a tăcut. Pe obrașii ei curgeau lacrimi. Toate fetele de vârsta ei știu deja ce înseamnă primăria, nuntă, mire și mireasă. Dar oare acest director este viitorul ei? Soțul ei? Oare va trebui să trăiască cu el până la moarte? Amia, 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 repeta Simion Simionovici pe un ton recitativ, ca și cum ar intra într-un fel de trans. A ta repeta Marta, iar pe obrașii ei curgeau lacrimi. A ta, a ta, a ta. Această mantră ciudată a continuat mult timp, cel puțin 15 minute. Cu grijă, desprinzându-se de ușă, Vasilievna a plecat cu pași chiopătând spre cămăruța ei pentru a se pregăti de plecare acasă. Directorul era atât de absorbit de o nouă lecție, încât nici măcar nu a auzit pașii ei. În sala de judecată s-a făcut tăcere, privirile procurorului, judecătorului și avocatului erau îndreptate spre îngrijitoare. Fața roșie a directorului indica clar că spusele Vasilievnei erau destul de adevărate. Este este de neimaginat, a șoptit avocatul Monte. Iată-ți crucea, nepoată, a exclamat îngrijitoarea și s-a însemnat cu semnul crucii. Și când Simion Simionovici și-a revenit în sfârșit și s-a ridicat de pe scaun pentru a protesta, a fost imediat întrerupt grosolan. Pauza, a spus judecătorul și a privit semnificativ la procuror. Audierile vor fi reluate după amiaza de mâine la ora 10. Imediat ce judecătorul a părăsit sala de judecată prin ușa sa separată, Simion Simionovici a început să adune rapid hârtiile și să-și pună tableta scumpă în servieta din piele. La el a alergat procurorul cu o energie neobișnuită pentru o persoană de vârsta și de statură lui. Unde te duci? A întrebat el, Trebuie să vorbesc urgent cu tine, să-ți pun câteva întrebări, să zicem. Nu am de gând să răspund la nicio întrebare, a mușcat directorul. Aveți de gând să ghiciți. A strigat procurorul. Cu mâna stângă, el îl ținea strâns de antebrațe pe Simion Simionovici, iar cu dreapta vorbea la telefon. Lupta lor nu a durat mult. La un moment dat, directorul s-a prăbușit în fotoliu și și-a pus capul pe masă. Sunt pierdut, a șoptit el. Igor a jubilat. Haideți să plecăm, a spus Angela Borisovna. Mai repede, ne-au rugat să eliberăm sala. Și acum ce se va întâmpla? a întrebat Lina. Ce urmează? Aveți răbdare, a rugat avocatul Tesa. În seara aceea, Igor și Lina au plecat să se plimbe prin oraș. Deși noul an era deja sărbătorit, atmosfera festivă încă plutea în aer, de la luminițele de pe clădiri, la panglici, la figurile mari luminoase ale lui Moș Crăciun, care păreau că au rămas în urmă cu trenul. Această atmosferă festivă a alungat puțin gândurile triste ale Elenei. Prin ce a trebuit să treacă fetița ei mică? Chiar și în cel mai frumos orfelinat, cu cel mai modern echipament și cele mai avansate idei, se pot ascunde fantomele trecutului va putea oare vreodată nepoata ei să scape de ele? Ciocărlia neagră a intrat în mișcare și părea că se pregătea să zboare. Dmitrievici a scos cu autobuzul său toți copiii în patru reprize la niște excursii, expoziții și spectacole nesfârșite. Coridoarele și birourile au fost umplute cu alte persoane. Ce au căutat este imposibil de știut cu siguranță ei înși nu vor spune niciodată despre descoperirile lor. Poate că în presă va scăpa vreo informație, dar se poate să nu fie de încredere. La ora 14, Alina era din nou pregătită pentru o ședință judecătorească nesfârșită. Dar de data aceasta, din motive ciudate, procesul a durat foarte puțin timp. În locul lui Simion Simionovici a apărut o femeie de vârstă nedeterminată, era îmbrăcată simplu, cu un palton vechi, o eșarfă lungă și o coafură discretă. Și totuși, era ceva în ea care o făcea să fie simpatică. Pe masa ei era gol, cu excepția unui caiet deschis. „Domnule judecător”, a spus femeia plăcută. La ședința judecătorească anterioară a participat fostul director al orfelinatului. „După ce am studiat cu atenție documentele, am considerat poziția sa greșită.” fără îndoială, reclamanții merită să aibă posibilitatea de a deveni tutorii ai fetiței noastre fermecătoare. Adică, recunoașteți cererea. A întrebat judecătorul. În totalitate, a dat din cap femeia. Singurul lucru pe care îl cerem este să nu se solicite despăgubiri pentru cheltuiel de judecată. Dacă o astfel de cerere va fi formulată, noi suntem o instituție bugetară și, prin urmare, nu avem mijloace pentru a plăti avocații scumpi. Nu au fost încă formulate astfel de cereri, a spus judecătorul. Vor fi examinate pe măsură ce vor fi primite. Când judecătorul a rostit repede decizia sa, Lina nu a înțeles nimic. Probabil că avocaților li se predă un limbaj special, la fel ca medicilor. Dar, după expresia radiantă a avocatei Tesa, fata a înțeles că au atins obiectivul. Și acum, a întrebat Lina. Când o pot lua pe Marta acasă? Nu așa de repede, a zâmbit Angela Borisovna. Acum trebuie să o vizitați de câteva ori pe săptămână. Să vă ocupați de ea, să jucați, să participați la educația ei. O dată pe lună vă puteți duce în oraș, să mergeți la teatru sau la circ, la cafenea, la cinema. Dacă totul va fi bine, atunci peste un an se va putea decide problema locuirii comune un an întreg. A exclamat fata. Nu, nu vă gândiți că mă plâng, doar că totul a durat prea mult. Probabil că nu eram pregătită pentru asta. E bine că nu ați greșit cu alegerea reprezentantului în instanță, a spus Angela. Desigur, cazul a fost puțin mai scandalos decât părea la prima vedere, dar și asta are farmecul său. Și ce se va întâmpla cu Simion Simionovici? A întrebat Lina. Îl vor aresta? Nu știu, a dat din numere Angela. Asta nu e treaba mea. Vezi tu, Lina, nu trebuie să-l urăști, trebuie să-l compătimești. Omul a căutat cu tot din adinsul o familie, a încercat să o construiască așa cum știe el. Dar adevărul este că este imposibil să-ți găsești fericirea pe necazurile altuia. Apropo, pentru a discuta problema financiară, cu cine putem vorbi? cu tine sau cu soțul tău. În acel an, Moș Crăciun a întârziat puțin cu darul său. Afară era deja februarie, munții de zăpadă adunate în decembrie aproape că se topiseră, când la ea a venit o tanti frumoasă împreună cu soțul ei. Fata era în culmea fericirii. La început, îi era teamă să vorbească cu noua mamă. Marta abia putea lega două cuvinte, dar tanti Lina s-a dovedit a fi perseverentă se părea că era interesantă orice. Și mai ales pictura, pe care ea o numea pictură. I-a dăruit pensule și vopsele și la prima ocazie au căutat un colțișor ascuns pentru a fi singure. Igor a fost, de asemenea, bun. Adevărul este că Marte i-a fost greu să-l numească tată. Fata l-a desenat în imaginea unui cavaler care și-a frumoasele doamne. Viața în ciocârlia neagră s-a schimbat și ea. Simion Simionovici a dispărut, de parcă nici nu ar fi existat vreodată. Într-o zi era, iar în alta a dispărut. În locul său a venit o femeie cu numele frumos de Tatiana. Ea zâmbea tot timpul când se uita la copiii ei. Nu le mai cerea să curețe, să gătească și să spele, dar Martei nu i-au plăcut aceste schimbări. Trebuie să aștepți doar puțin, fetița mea, spune Alina. În curând vom merge să vedem camera ta, ești mulțumită. Marta se gândea că fotografiile camerei ei noi nu le va arăta nimănui, nici măcar pentru mie de like-uri.